ați venit la Siget Express. Căutați indiciile ca să ajungeți la cele mai importante obiective turistice din Sighetul Marmației. Start în Siget Express! Nu știu unde este memorialul de Siget. Mergeți în zona centrală și în stânga și pe pietonal. O să vedeți, acolo este acest punct turistic. Mulțumim! Uite, aici e închisoarea. Închisoarea din Sighetul Marmației a fost construită în 1897. Muzeul satului din Sighetul Marmației a fost deschis în anul 1981 și arată ca un adevărat sat moroșenesc. Aici e... Palatul cultural a fost construit în perioada austro-ungară pentru activitățile culturale ale sighetenilor. Biserica reformată este numită de localnici și biserica cu câini datorită ornamentelor de pe clădire. Turnul bisericii reformate este cea mai veche clădire din Sighetul Marmației. Bine ați venit la cui. Cuiul este un monument simbolic din Sighetul Marmației sub formă de cui uriaș, menit să amuze turiștii, simbolizând locul unde se agață harta României. Nu ești turist adevărat dacă n-ai făcut poză cu cuiul de Sighet. Cum ne-ați ajuns așa repede la cui? Dacă nu ești din Sighet. În Sighetul Marmației locuiau foarte mulți evrei care aveau locurile lor de rugăciune. În cel de-al doilea război mondial, evreii au fost deportați sau omorâți și sinagogile lor distruse. Așa s-a întâmplat și cu sinagoga din Sighet, care a fost reconstruită în anul 2021 de la zero, iar actualmente este cea mai mare sinagogă evreiască din Europa. Grădina Mori. Aici e hotelul Grădina Mori. Hai să mergem. Azmela! Bine ați venit, dragilor! Ce tare a fost! Ce foame mie, man! Hai să mâncăm aici la restaurant Grădina Mori, cea mai bună mâncare din Sighet. Bună ziua, hai de ce mâncați la noi! Foarte bun! Bună!